Pacienții spitalului din Căușeni vor beneficia de condiții mai bune de tratament și spitalizare. Două secții din cadrul instituției, inclusiv centrul perinatal, au fost renovate și dotate cu echipamente de ultimă generație. Spitalul, care deservește locuitorii raionelor Căușeni, Ștefan Vodă și Aneninoi, au primit și o ambulanță nouă. Schimbările din cadrul spitalului sunt pe placul medicilor, care se bucură în special de noile echipamente, iar pacienții apreciază condițiile de internare. Secția obstetrică și ginecologie, care a fost renovată recent, dispune de două săli de operații și două săli pentru nașteri, capacitatea totală fiind de 20 de paturi. Medicii spun că acum condițiile sunt mult mai bune, iar cu ajutorul echipamentelor moderne vor reuși să facă față tuturor intervențiilor. Suntem foarte mulțumiți de dotarea secției cu mobilier nou, cu paturi noi, cu saltele comode, cu aparataj de ultima generație, sofisticat, modern, funcționează foarte frumos, rapid, care ne ușurează mult nouă calitatea muncii. Asta este sala de nașteri care ne-am dorit-o foarte mult. Ea era preconizată, dar nu era dotată, nu era reparată. Schimbările sunt și pe placul pacienților care trec pragul spitalului. Cristina Covalenco are 38 de ani și acum două zile a devenit mamă pentru a doua oară. Primul copil l-a născut acum 4 ani tot la acest spital. Acum femeia spune că diferența e evidentă. Mobilierul vechi a fost înlocuit, la fel ca și utilajele medicale. După 4 ani am venit acum iarăși la maternitate și am observat că, adică, s-au îmbunătățit foarte mult condițiile. Mobilierul, pot spun că era foarte simplu, nu atât de comod, de pus hainele de aranjat, adică le țineam în genți, nu era atât de comod. Acum am observat, am văzut că s-a schimbat practic tot, mobilierul, dulapurile, paturile sunt foarte comode. Și sala de operație. Și sala, da, de operație. În cadrul spitalului este funcțională și secție de transfuzie a sângelui, dar și unitatea pentru asistență oferită supraviețuitorilor cazurilor de violență de gen. Acestea la fel au fost renovate. Ce ține de transfuzia sângelui cu dotare de utilaj nou special pentru păstrarea produselor sanguine și ce ține de sala de consiliere a victimilor post-violență și examinare, adică s-a încercat a face ceva în afara ochilor lumii. La nivel de țară au fost modernizate și dotate 12 centre perinatale. 12 centre perinatale au fost dotate, cum vedeți aici, așa au fost dotate la cel mai înalt nivel. Acum lucrăm la proceduri operaționale, ce înseamnă? Toți trebuie să discute în același limbaj, să facă aceleași proceduri, să nu fie discrepanță ce se oferă în capitală și în raion. În anul 2023, guvernul l-a oferit 40 de milioane de lei pentru lucrările de reparație în cadrul Spitalului Raional din Căușeni. Echipamentul a costat peste 7 milioane de lei, banii fiind oferiți de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Ambasada Suediei. Anul trecut la Spitalul din Căușeni s-au născut 450 de copii, iar în primele 6 luni ale anului curent s-au înregistrat 225 de nașteri.